Prevenirea braconajului piscicol este o prioritate a Poliției Olt. În ședința de bilanț, reprezentanții IPJ au prezentat raportul activităților desfășurate în anul 2023 pentru prevenirea acestui gen de fapte. În anul 2023, în vederea diminuării braconajului piscicol, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, au fost organizate 27 de acțiuni în domeniul piscicol, fiind constatate 67 de infracțiuni, cu 10 mai puține față de aceeași perioadă anului trecut, când au fost constatate 77 de infracțiuni. Polițiștii au confiscat peste 200 de kilograme de pește, peste 30 de plase de pescuit, monofilament și de fir textil, bărci pneumatice, vâsle și o lansetă. Și reprezentanții AJVPS au acționat anul trecut pentru prevenirea braconajului piscicol. În anul trecut s-au făcut foarte, foarte multe acțiuni. Foarte mare succes am avut atunci când am fost ajutați de către pescarii recreativi care pescuiesc la răpitor din barcă. Pentru că este foarte greu să intervii, să cauți pe o suprafață de 120 de kilometri unde au pus braconierii plasele. Dar cu ajutorul lor care merg la pescuit și agață ancorele în plase, cei de bună credință ne anunță și în acel moment acționăm și destructurăm aceste rețele de braconieri. Braconajul este încă un fenomen în județ, spune șeful AJVPS Olt, iar acest lucru se întâmplă din cauza legislației blânde. S-au format grupuri care acționează zi și noapte și pentru noi este foarte greu fără un ajutor și din partea pescarilor recreativi. Orice caz, anul pe care l-am încheiat, cred că am distrus peste 30.000 de metri de plasă. Și am reușit să eliberăm și majoritatea peștilor care erau încă vii în plasele braconierilor. Schimbarea legii ar scădea considerabil numărul infracțiunilor la regimul piscicol, spune Mihai Albulescu. Abilitatea este doar poliția, jandarmeria, inspecția piscicolă. Și vă dați seama, jandarmeria are atâtea probleme privind ordinea și siguranța cetățeanului, poliția la fel. Numai în anumite situații timpul le permite să acționeze. Sperăm ca pe viitor noua lege a pescuitului, unde suntem prinși noi pentru a putea efectua controle și a putea aplica sancțiuni. Avem dotare cu care să intervenim, avem personal pregătit care să poată interveni. Chiar dacă nu reușim să-i prindem pe braconieri, în fapt, le distrugem plasele, care eu consider că e un lucru foarte mare, aceste plase fiind foarte scumpe. De ce a luat amploare fenomenul braconajului? Pentru că se fac bani din vânzarea ilegală a peștelui capturat din râul Olt. Braconajul a ajuns la un nivel înalt, cred și datorită lipsurilor pe care le au oamenii. Dacă cu ani în urmă, când noi eram prinși în lege de a constata și aplica sancțiuni, era mult mai multă liniște. Sau pescarii, dacă mergeau să-și prindă 2-3 kg de pește cât ar mânca. Acum pescarii sunt dotați cu scule ca să prindă cantități mari să le vândă. Cu sau fără schimbarea legii, reprezentanții AJVPS spun că vor continua să acționeze pentru prinderea braconierilor care jefuiesc râul Olt. Sunt câteva locuri frecventate de aceștia, iar polițiștii și cei de la AJVPS vor acționa frecvent pentru prevenirea acestui gen de fapte.